Mafioții români din Spania trăiesc pe spatele copiilor, bătrânilor și oamenilor cu handicap pe care îi trimit pe străzi la cerșit. O anchetă a unei televiziuni spaniole dezvăluie cum un bătrân paralizat la ambele picioare e tratat ca un sclav de propriile rude. Zilnic, bătrânul din Cărucior cerșește în centrul Madridului. E un vad bun pentru cerșetori pentru că zona e aglomerată. Românul nu vine însă de bunăvoie, e sclavul propriilor rude. Es indignante ver cómo lo traen, lo llevan en coches buenos. Y vienen a buscar la recaudación. Yo creo que él no come. Lo tienen con los pies desnudos para que dé más pena y conseguir más dinero. Y llueva o nieve, ahí está. Reporterii unei televiziuni spaniole l-au urmărit pe cerșetor. La miezul nopții, el e încă pe străzi și așteaptă să fie dus acasă. Mi hermano. Tu hermano viene? Da. Acasă, rudele spun că nici nu-l cunosc. Tiene alguna persona discapacitada a su cargo? No. Vecinii spun însă contrariul și dezvăluie că de mai mulți ani românul e ținut pe străzi pentru a face bani din cerșit. Zeci de cerșetori români au aceeași soartă în Madrid. Sunt controlați de o întreagă rețea mafiotă care îi obligă să stea pe străzi și să ceară banii trecătorilor, iar poliția nu le poate face nimic pentru că legea nu consideră cerșetoria o infracțiune.